Ne aflăm în expoziția artistei Nicoleta Cărare. Aceasta se numește Ingenua și este o expoziție care este dedicată femeilor în primul rând. Nicoleta Cărare nu este la prima expoziție, aceasta este a șaptea expoziție personală. Este o expoziție foarte frumoasă și inedită, deoarece Nicoleta, de-a lungul timpului, i-am urmărit expozițiile pe care le-a avut și evoluția ei a fost absolut spectaculoasă, deoarece partea aceasta decorativă a lucrărilor a dus-o până la bijuterie. Are o răbdare extraordinară, se apleacă cu multă căldură și atenție asupra ceea ce face. În această expoziție se numește Ingenuă pentru că se adresează femeilor și vorbește despre femei și mai ales despre costumul popular tradițional al nostru. Ea este de fapt și un recuperator într-un fel a ceea ce înseamnă tradiție populară și ceea ce înseamnă țesătură și aproape că sunt materiale, deoarece toate picturile încearcă prin linia decorativă să redea acea finețe a borangicului, finețea broderiei, finețea lucrului de mână. Paleta ecromatică în această expoziție nu este una expansivă și nici explozivă, este foarte reținută pentru că a încercat să reducă totul la exact subiectul pe care ea și l-a dorit să îl pună pe pânză, adică să dea materialitate și viață costumului popular. Este aproape că sunt lucrări care pot fi bijuterii, uitându-te cu mare atenție la cât de fin sunt lucrate într-o tehnică extraordinar de elaborată. Nicoleta a reușit să dea acest aspect de voal, de finețe, de tandrețe, de gingășie, care înseamnă costumul popular, dar în același timp și partea, ceea ce înseamnă femeia în sufletul ei, acea finețe pe care femeile o au, acea gingășie care le caracterizează. Despre lucrările ei este greu de spus ceva în general, deoarece acesta este una dintre teme. A mai avut o temă înainte japoneză în care a lucrat foarte mult cu tot ce înseamnă costum japonez. Ea alege teme care au în centru lucruri de mare finețe. Recuperează perioade istorice, recuperează părți de costum, recuperează atmosferă, recuperează interioare. Niciodată temele ei nu se repetă, deși undeva un fir roșu care le leagă, nici paleta cromatică nu se repetă, pentru că fiecare temă îi propune o altă temă de cercetare pe care ea foarte minuțios o trece prin filtrul ei și reușește să vină cu expoziții inedite, cu lucrări care te surprind de fiecare dată și lucrări care o caracterizează. I-am urmărit parcursul și într-adevăr merge undeva într-o zonă, chiar sunt curioasă să văd unde va ajunge, dar niciodată parcursul unui artist nu știi unde se termină, știi de unde încep, dar unde se termină, pentru că fiecare prin lucru ajungi undeva și acel undeva te trimite mai departe și îți deschide altă ușă și altă ușă și altă ușă. De aceea pentru mine Nicoleta este un artist care promite extraordinar de mult, are o forță de creație extraordinară și o putere de muncă și o răbdare nemaipomenită. Thank you.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, din nou la Bacău, galeriile de artă Frunzeti, Galeria Noua, o reîntâlnire la fel de plăcută ca și celelalte de până acum cu doamna Nicoleta Cărare, care are o expoziție năucitoare. Ingenua se numește, prezintă pe pânze femeia îmbrăcată în strai popular, pentru care doamna Nicoleta Cărare are un adevărat cult. O să filmez absolut toate lucrările și o să vedeți un lucru inedit, care mie mi-a sărit în ochi. Aureolele cu care sunt înconjurate capetele unora dintre femei, care te duc cu gândul la sfintele pictate în interiorul bisericilor. De asta vă spun că este o expoziție năucitoare. Sărut mâinile, bine v-am regăsit și vă mulțumesc că m-ați invitat. N-am putut să vin atunci la vernisaj, ați înțeles lucrul ăsta, dar am zis că imediat cum am timp liber, vin. O expoziție ca asta nu trebuie să treacă neobservată și nepusă acolo undeva într-o arhivă a timpului. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit aici acasă, la Bacău. Vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți alături de mine în toate momentele mele cele mai frumoase, să spunem așa, ale unor expoziții personale sau de grup. Vă mulțumesc dumneavoastră, publicului larg, că aveți bunăvoința să-mi vizionați lucrările. Sper eu să fac o impresie cel puțin la fel de plăcută ca în ziua vernisajului și prin acest material. Și vă invit să ne vizitați. Sigur că da. Pe lângă cele 7 expoziții personale, eu știu că ați participat la nenumărate expoziții de grup prin toată țara, cred că și în străinătate. Și știu că lucrările dumneavoastră au fost foarte bine apreciate acolo unde au fost. Vă mulțumesc. Pentru mine este, nu știu, acordarea unor merite, zic eu, prețioase pentru un artist, faptul că sunt vizionate și apreciate. Mulțumesc pentru invitații tuturor celor care mi-au onorat, să spunem, arta cu invitația pentru a participa la unele evenimente atât în țară cât și în afară. Și vă mulțumesc dumneavoastră că mă încurajați să o mai fac. Mare plăcere, oricând, în momentul când o să mai organizați, eu aștept o expoziție de mare anvergură în sala mare a Galeriilor Frunzeti, sigur o să vină la un moment dat. Toate personajele din lucrările dumneavoastră sunt femei. Îmbrăcate în port național, nu sunt două lucrări la fel, nu sunt două cămeși la fel, nu sunt două ornamente la fel. De ce femeia? Pentru că și expoziția cu trimiteri la Japonia, personajele erau tot femei. La prima noastră întâlnire, dacă țineți minte, la Rădăuți, toată expoziția, unde era vorba de personaje, erau femei sau copii. De ce femeia? Pentru că se pare că o divinizați. Repet, nu sunt două lucrări la fel. Și sunt atât de încărcate de emoții și de sugestii, pentru că fiecare lucrare, dragi prieteni, vă invită să descoperiți câte ceva. Priviți-o din unghiuri diferite și veți vedea lucrări de artă diferite. Credeți-mă. Femeia, ca artist, întotdeauna poate a luptat mai mult ca să expună, ca să fie apreciată, ca să fie valoare. Femeia, așa cum o văd eu ca mamă, că de fapt este tema maternității în foarte multe dintre lucrările mele, este, zic eu, începutul a ceea ce suntem noi astăzi. Ea dă naștere, ea crește, ea îngrijește, ea oferă atenție și la urmă poate întotdeauna este sprijinul celor din jur, a copiilor, a familiei. Nu este capul familiei, dar este cea care ține unită familia. Și atunci, femeia... Este extraordinară dotarea acestor lucrări cu aurile alea de sfântă, pentru că femeia merită apelativul ăsta.
Da, prin ceea ce face, cred eu că se duce în partea aceasta mai spirituală, mai sfântă. Da, sunt femei. Sunt femei de la copile tinere până la cele mai în vârstă. Sunt femei, femei care poate acum învață noua generație ceea ce urmează să facă. De aceea femeia. Femeia pentru toate valențele ei, chiar dacă nu este în prim plan, poate deveni un prim plan prin ceea ce este ca om, ca făptură, ca dăruire, ca sentiment și nu în ultimul rând, ca ceea ce face pentru cei din jur. Mult vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați trimis-o. Vă mulțumesc pentru lucrările expuse aici pe Simeze. Îi invit pe prietenii băcăuani și nu doar băcăuani, și pe toți ceilalți aflați în trecere prin Bacău să se oprească preț de câteva minute măcar la galeriile Frunzeti și să intre. Galeria noua, cea de la parter, Nicoleta Cărare, Ingenua. O expoziție năucitoare. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit, că m-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc de asemenea pentru tot sprijinul și vă aștept să vizitați această expoziție. Ea va rămâne pe Simeze până pe data de 30. Așa că, de luni până vineri, între 9 și 17, poate fi vizitată. Poftiți la galerii, la noi acasă. La întâlnirea cu arta Nicoletei Cărare. Vă mulțumesc frumos! Și vă aștept.